Astăzi, în lecția nouă din tematica părinții creștini, vom vorbi despre crizele educației copiilor. Pentru că nu toate lucrurile funcționează ca la carte, există și probleme. Vrem să vedem ce ne spune Biblia despre ele și posibilitatea rezolvării lor. Vedeți, viața este într-o continuă schimbare. Copiii sunt într-o permanentă dezvoltare, apoi se schimbă și societatea de la un an la altul și pe acest fond apar diverse probleme și nerezolvarea lor eficientă naște crize. În permanență există diferențe de stare, ceea ce poate duce la diferențe de opinii și de practici între părinți sau între părinți și copii. Și trebuie să înțelegem că din oficiu sau de regulă, nu neapărat copiii sunt de vină. În egală măsură putem spune, nu neapărat părinții sunt de vină. Trebuie să facem față acestor metamorfoze. Copiii cresc, noi îmbătrânim. Se spune că la o mamă ce își strângea cu drag la piept odorul, a venit un înger și i-a zis, dă-mi-l mie în schimbul unui băiețel de 7 ani care să meargă la școală. Și a zis, nici vorbă, pentru nimic în lume. Îngerul se spune că a venit cu a doua propunere, dă-mi-l în schimbul unui tânăr de 18-20 de ani. Nu! La care îngerul, înainte de a pleca, a zis, oricum, prima înțelegere se va efectua peste 7 ani, iar cea de-a doua peste 18-20 de ani. Ori mi-l dai, ori nu mi-l dai, el tot se schimbă. Și nu mai rămâne în starea în care l-ai acum. Ne uităm uneori la albume și parcă nu ne mai recunoaștem că e vorba de noi sau de alții. Eram noi copii și iată-ne cu copii sau cu nepoți deja. În aceste condiții trebuie să abordăm lucrurile așa după cum ne sfătuia Apostolul Petru în 1-a sa epistolă, capitolul 1, versetul 5 la 11. Deci 1 Petru, capitolul 5, de la 5 la 11. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni, să luăm acest raport, încredem în Domnul, căci El ne va veni în ajutor la vreme potrivită. Dar smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalți. Deci valabil pentru ambele generații. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Dumnezeu știe care este stadiul de evoluție a vieții. Dar în același timp ne avertizează apostolul, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tircoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Vreun părinte? Vreun copil? Cum zice versul, ba o ai, ba un miel, harul e la Emanuel, dacă nu ne dă și nu ne lasă. Dar și la atenția noastră sub grijă harului Domnului. Împotriviți-vă, insistă apostolul diavolului, tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeu cărui har care v-a chemat Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, deci acceptăm aceste dureri, vă va desăvârși, vă va întări și vă va da putere, făcându-vă neclintiți. Și încheie cu ceea ce s-ar cuveni să spunem și noi, a Domnului, deci a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. În aceste stări, uneori este binevenit apelul la oameni cu experiență, să cerem ajutorul în consilierea familială, pentru că trebuie identificată cauza, criza, cu o dorință sinceră și un scop nobil. De fapt, noi nu urmărim interese proprii, cei care înțelegem, în primul rând, părinții. Și scopul nostru este desăvârșirea, creșterea spre maturitatea noastră și a copiilor noștri și în fond și în final, împărăția lui Dumnezeu.
Pentru aceasta aș cita din Efeseni, capitolul 4, unde, deși este vorba despre biserică, se poate aplica acest text și pentru viața de familie. Pentru că cei din biserică sunt membri în familie, la urmă urmei. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru familia spune, Domnul a dat pe unul tată, pe alta mamă, pentru desăvârșirea sfinților, în cazul familiei, pentru desăvârșirea, pentru creșterea copiilor. În vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, ca la rândul lor și copiii să devină și ei părinți, dacă generațiile și timpul va mai permite. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de o mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii. Deci, iată, nevoia de a ne dezvolta. Însă aceasta nu poate avea loc decât cu ajutorul unor oameni maturi, care să sfătuiască, să învețe, să îndrume. Și astfel, zice în versetul 16, tot trupul se dezvoltă. Aici putem vorbi de familie, de biserică sau de fiecare individ. Și încheie această pledoarie în favoarea conlucrării și lucrării reciproce cu cuvintele: și se zidește în dragoste. Pentru că familia a fost concepută în dragoste și are mediul cel mai propice pentru dezvoltare. Hai să vedem acum care sunt câteva crize sau domenii și soluțiile ce se impun. În primul rând să reținem că pot să apară crize la părinți. Ele pot fi date în primul rând, și asta e cel mai grav, de lipsa pregătirii spirituale și morale. Mi-amintesc că eram aici la ușa de la intrarea exterioară și am văzut niște tineri care vorbeau foarte ușuratic. M-am apropiat de ei și le-am zis: păzească-vă Domnul să vă căsătoriți în starea asta. De ce? Întreabă unul dintre ei. Voi n-aveți nicio maturitate spirituală. Ce rol de părinți veți putea voi să jucați? Da, tragem nădejde, le-am spus că poate vă veți mai coace la minte și apoi vă veți căsători. Dar dacă cineva este în postura de părinte, dar este nepregătit spiritual, și aici trebuie să admitem că nimeni nu este desăvârșit. Noi avem diferite grade de maturitate. Avem diverse daruri. De exemplu, unii au harul să aibă un părinte care este bun educator, alții să aibă un părinte, tată sau mamă, care e foarte rugativ și este un bun mijlocitor. Alții au în familiile lor, drept părinți, un cântăreț care poate să creeze un mediu spiritual ce declanșează o prezență a Domnului. Sunt așadar situații diferite. În Romani, capitolul 12, apostolul vorbește despre locul și măsura noastră, care se reflectă și în familie. Citesc de la versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine și să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și zice de la versetul 6, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Și cine are un dar, lucrează cu el nu doar în biserică, și în familie. Însă nimeni nu poate face ceea ce nu are harul. Nimeni nu poate fi decât ceea ce este și cât s-a dezvoltat. De aceea suntem îndemnați, și vă citesc pentru aceasta din Coloseni, capitolul 3, dacă darurile sunt diferite, spiritualitatea noastră trebuie să se dezvolte indiferent de darul care îl avem. Iată ce scrie aici de la versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, și asta simbolic înseamnă după botez, atunci ne ridicăm la o viață nouă dacă ne-am făcut una cu Domnul printr-o moarte asemănătoare și respectiv înviere cu a Lui. Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Să nu uităm și de cuvintele Domnului, care spunea în
vederea abordării lucrurilor din lumea aceasta, să căutăm mai întâi împărăția și apoi celelalte care se administrează la nivel de familie. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De aceea, omorâți mădurile voastre care sunt pe pământ. Necesitatea sfințirii părinților și eliminării lucrurilor firești, cum scrie de la versetul 8. Acum lăsați-vă toate aceste lucruri de mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase care v-ar putea ieși în gură și care pot să ne descalifice în procesul educației. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Și apoi suntem îndemnați de la versetul 12, și asta vreau să o luăm ca familiști, astfel dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduiți-vă, iertați-vă. Și apoi, tot ai zice de la versetul 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Vedeți, la biserică nu cântăm toți, dar acasă putem cânta aproape toți. La biserică nu predică toți, dar acasă toți trebuie să citească, să studieze și să învețe copiii. Am văzut situații și nu puține, a unor frați care cunosc foarte bine Biblia și pot să explice copiilor învățăturile sfinte, dar nu au darul să predice de la amvon. Nici nu au pasiunea aceasta în viața bisericii, dar lor este altul. Dar la nivel de familie au capacitatea să-și învețe copiii. De exemplu, pe mine nu m-a văzut cântând aici niciun solo, nici măcar în grup n-am cântat aici, dar acasă cânt. Pentru că este, să zic așa, o adunare unde poate prima și darul meu de cântare, chiar dacă este mai slăbuț. Pentru că este necesar în familie să facem toate aceste lucrări. Oricum, familia este adunarea cea mică. Și nu uitați că aici scrie despre familie, între soți, părinți, copii, cum să ne comportăm. Vreau însă să vă arăt două zicători din Vechiul Testament care arată că spiritualitatea părinților se reflectă în cea a copiilor. Cartea Ezechiel, capitolul 16, versetul 43, în continuare, scrie astfel. Pentru că nu ți-ai adus aminte de vremea tinereții tale, ci m-ai ațățat prin toate aceste lucruri, iată, voi face ca portarea ta să cadă asupra capului tău, zice Domnul, ca să nu mai săvârșești alte nelegiuiri cu toate urăciunile tale. Iată că tot și ce zic zicătoarea vor zice despre tine zicătoarea aceasta, cum este mama așa și fata. Tu ești fata mamei tale care s-a dezgutat de bărbatul și copiii ei, tu ești sora surorii tale care s-a dezgutat de bărbații și copiii lor, mama voastră era o hetită și tatăl vostru un amorit. Și vorbește în continuare despre viața de familie. Zicătorile se formează de la mai multe cazuri identice sau asemănătoare. Cum e mama așa și fată? Și tot aici scrie în capitolul 18, de la versetul 1, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguride și copilul lui s-au sterpezit dinții. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. De zicătoarea o afirmau și repetau datorită unor cazuri întâlnite. Dar Domnul explică aici că nu întotdeauna potrivește această zicătoare și că înaintea Domnului fiecare suflet va fi răspunzător în final de mântuirea lui. Pentru că Domnul poate să salveze un copil care are părinți răi, dar în același timp, dacă un părinte s-a trudit și a făcut partea lui și copilul este îndărădnic, cum s-a prevăzut încă din lege, scrie în Deuteronom, sau scrie aici, copilul își va purta o sândă. Dar să ținem cont că este nevoie să fim noi pregătiți spiritual, asta este baza
ca să suportăm, să biruim în diferite crize. Obișnuim să stăm de vorbă cu cei ce se căsătoresc. Și primul punct care le spunem, mai face referire în parte la aceste situații, notez acum doar că există o posibilă asociere a crizelor, adică cele spirituale să fie legate de cele fizice și materiale. De exemplu, o soție obosită, care are câțiva copii, bărbatul nu e acasă sau zice că nu se pricepe la menaj. Ea va slăbi spiritual, poate ajunge la epuizare fizică. Ce-i de făcut? E necesar ca soțul să preia sarcine sau vreo soră din adunare, dacă n-are cineva din familie posibilitatea aceasta? Pentru ca și sora aceea să aibă timp devoțional, să aibă și ea o jumătate de oră liberă să se roage sau să aibă un timp în care să citească, are absolută nevoie. Oricum, prin orice am trece, trebuie să-i supra copiilor. N-au ei nevoie de supărările noastre că nu ne ajung nouă bani. Nu este nevoie ca să apăsăm sufletul copilului cu durerile noastre. Biblia recomandă, Coloseni 2,21, părinților, nu întărâtați copiii voștri la mânie. Pentru că uneori neplăcerile noastre pot să răbunească peste sufletele lor, ceea ce este greșit. Citesc însă din Iacov, capitolul 4, unde este evidentă relația dintre crizele spirituale și cele materiale ale părinților. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădurarele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Și în continuare, ce suflete prea curvare, nu știi că prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. Deci, când aceste stări intră în familie, trebuie să ne apropiem de Domnul și în plan spiritual să ne sfințim. Că altfel ne vor aglomera și vom ajunge, zice aici, niște ticăloși. Sau vom lua anumite atitudini greșite. Citesc de la versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, vom câștiga și familia. Și nu știți ce aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu știți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Deci trebuie să ne încredințăm soarta în mâna Domnului. Domnul va veghea asupra vieții noastre, portându-ne de grijă, pentru că nu ne va lăsa Dumnezeu, nu-L va părăsi pe cel neprihănit. Deci, lupte, probleme, ispite vin, dar dacă știm cum să le abordăm, vor fi ținute sub control și noi vom rămânea în brațul Domnului, slăvit să fie El. Pot să apară crize la copii. Astea, în primul rând, sunt date de educația insuficientă sau subiectivă. Fie nu ne ocupăm suficient de ei, fie îi tratăm preferențiat sau îi învățăm în anumite domenii și ne scapă din atenție altele, sau nu suntem corecți cu ei și copiii vor fi foarte exigenți. Unde să ne acuze copiii? Acuzația va răbucni în ei, în resentimente. Dacă pe un om mare îl îndreptățește cineva, poate cel păgubit îl cheamă în instanță. Dar copiii unde să ne cheamă în instanță? Ne cheamă la Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 18, și iau cele scrise aici atât pentru cei care sunt copii în credință, cât și pentru copiii din familiile noastre. Citesc de la versetul 6. Dar pentru oricine o face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să atârne decât o piatră mare de moară să fie aruncat în mare. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire!
fiindcă nu se poate să nu vine prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Și tot în această idee, de la versetul 10, feriți-vă să nu defăimați nici măcar unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Deci, atenție! Vreau să vă dau două exemple, sau chiar mai multe din Vechiul Testament, deschidem la Genesa 37 și fără să-l acuz pe Iacov, prezint doar atmosfera care s-a creat în familia lui. Scrie aici de la versetul 3, Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi pentru că se născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Iubirea era dată și de faptul că era fiul Rahelei, iubita lui. Frații lui au văzut că tatăl lor iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Și aceste stări conflictuale au denaturat până într-acolo încât au fost gata să-l omoare. Dumnezeu a intervenit și a fost doar vândut. Dar tot o stare de nedreptate și de lipsă de educație și dreptate din partea părinților este în capitolul următor, 38. Iuda a plecat de acasă, s-a căsătorit cu o cananită ce n-avea nicio educație spirituală, a născut copii care n-au fost deloc formați și scrie aici de la versetul 11 că după ce primii doi au murit, Iuda a zis norii sale, Tamar, rămâi văduvă în casă tatălui tău până va crește fiul meu Shela. Zicea așa ca să nu moară și Shela ca frații lui și Tamar s-a dus și a locuit în casă tatălui ei. A trecut multe zile și fata lui Shua, nevastă lui Iuda, a murit. După ce au trecut zile, deja Iuda s-a suit la Timna, la cei ce îndundea oile și la prietenul său Hira Adulamitul. Pe drum s-a întâlnit cu Tamara pentru că ea a procedat așa, zice în versetul 14, că își vedea că și el a se făcuse mare și ea nu-i fusese dată de nevastă. Deci Iuda n-a fost sincer, n-a fost corect și nora lui a exploatat aceasta și s-a întâmplat acel caz neplăcut. Din nefericire și în familia lui David au fost stări vinovate. Se pare că prea multă lui activitate de la împărăție l-a făcut să nu se ocupe de copii. De exemplu, e scris despre Adonia, un împărat, unul cu șase, că niciodată tata lui nu-l mustrase. Ori Biblia spune să creștem copii în mustrarea Domnului și în învățătură. A avut mari probleme cu ei. Când s-a supărat, n-a mai acceptat pe unul trei ani. Și multe dureri a avut cu ei. Dar văd un caz pozitiv în cartea Iov, capitolul 1, la acest om credincios, care a încercat să se ocupe de copiii lui, să fie foarte drept cu ei și să instaureze un climat de respect la nivel de familie. Nu doar că el era, scrie în versetul 1, fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău, dar citesc de la versetul 4, fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând, câte un ospăț și pofteau și pe cele trei surori lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Deci iată nicio stare preferențiară, nicio nedreptate, ordine. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Deci, un exemplu demn de urmat. Un om cu multe activități, dar care și-a făcut timp pentru copii și-a instaurat un sistem organizat de relații între ei și cu politețea necesară față de fete. Dar dacă sunt probleme și în această privință, după ce ne pocăim, zis așa, și văd aici în cazul lui Iuda o reconciliere. În primă fază a condamnat-o pe Tamar, apoi când și-a dat seama că el e vinovat, a recunoscut și n-a mai păcătuit. Se vede și în relațiile cu tatăl său Iacov, cu ocazia deplasărilor în Egipt după pâine,
că El și-a revenit, a restabilit relația cu toți ceilalți. Pentru că asta este important, probleme pot să apară. De aceea v-am dat ca exemplu și familia lui Iacov. Pentru că ei în final au ajuns toți în armonie. Chiar dacă au fost probleme, nu trebuie să rămână stări de supărare, de încordare, multă vreme. Suntem în familie și trebuie să existe împăcare. Domnul spunea o pildă în casa lui Simon, fariseul, prezentată în Luca 7, despre unul care era dator mai mult, altul mai puțin, poate într-o familie unul a greșit mult, altul mai puțin, dar celui ce se iartă mult trebuie să iubească mult și celălalt e dator să iubească în măsura celor iertate, pentru că apoi să se instaureze iarăși pacea. Doamne, ajută-ne! Asta în primul rând între părinți și apoi între ei și copii și la nivelul copiilor, chiar dacă sunt căsătoriți. De greșit s-a greșit, dar dacă mergem pe ideea împăcării, totul va fi bine. Aș putea aici să aduc și exemplul lui Avram cu Lot. S-au despărțit, scrie în Genesa 13. Dar el n-a rămas certat cu Lot. În capitolul 14 e prezentat recuperând pe Lot și averile sale împreună cu ceilalți din Sodoma, mijlocind pentru ei mai târziu, în capitolul 18, pentru Lot, rudenia sa. Deci probleme pot să apară, dar lucrurile trebuie să rezolvate. Pacea și iertarea trebuie să le readucă pe toate în făgașul lor. Cu copiii, ca și în cazul părinților, pot să apară și alte situații anormale, de natură fizică, materială, sunt unii cu handicap din naștere sau pe parcurs apar diverse boli cronice. Ce-i de făcut? Sunt necazuri, dar nu neapărat tragedii. Nimeni nu-și dorește un copil bolnav și cu atât mai puțin handicapat. Însă noi vom fi încercați în diverse stări. Am avut copii sănătoși prin harul Domnului, dar unul dintre ei a fost bolnav până la un an de foarte multe ori, a făcut de aproximativ 10 ori pneumonie, altul a avut o boală cronică timp de 2 ani și ceva și după făgăduința Domnului, Domnul s-a îndurat apoi de el, alții întâmpină alte probleme. Vreau să vă amintesc că situațiile din vremea lui David din Israel, mai întâi cazul lui, 2 Samuel, capitolul 12, în familia lui s-a născut un copil bolnav. Cum a procedat David? Scrie aici, de la versetul 15, că și-a fost lovit de Domnul. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și când a venit acasă toată noaptea, a stat culcat pe pământ. Deci trebuie să ne cercetăm să vedem dacă este vreo cauză a noastră. Cum au întrebat ucenicii, Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Deci evreii obișnuiau să întrebe pe Domnul de unde se trage acest necaz. Însă Domnul a spus vis-a-vis de acel copil că nu este cineva neapărat de vină, nu că ei n-aveau greșeli, ci a fost o cauză externă prin care Dumnezeu a decis să-și arate slava lui. Noi nu știm toate lucrurile de ce sunt așa. În cazul lui David a fost cunoscut. În alte situații sunt cauze mai îndepărtate. Tot din 2 Samuel, vă citesc din capitolul 21, unde este scris că a fost o foamete de 3 ani și ei au întrebat pe Domnul de unde se trage. Explicația a fost că Saul nu și-a respectat cuvântul ca și împărat dat de predecesorul său Iosua față de gabaoniți și a vrut să-i omoare. Și gabaoniții au cerut drept ispășire câțiva oameni, scrie de la versetul 6, să ni se dea 7 bărbați și îi vom spânzura înaintea Domnului. Și David a zis, vii, voi da. În versetul 8 sunt prezentați, apoi scrie de la versetul 10, și acesta e sfatul pentru situații critice, de boală sau alte necazuri ce le avem, Rispa, fata lui Aia, a luat cu ea un sac, l-a întins sub ea peste stâncă, de la începutul seceratului până când a căzut peste ei ploaia din cer și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții.
au înștiințat pe David despre ceea ce făcuse Rița, fata lui Aia, țiitoarea lui Saul. Deci când avem astfel de neplăceri, trebuie să fim alături de bolnavi, de cei încercați. Într-o familie, un copil a fost bolnav mai multă vreme, nu mai știu exact, un picior rupt sau ceva de genul acesta, deci nu ceva contagios, sau ceva ce nu-i permitea să se deplaseze, și ca să nu stea tot singur în cameră, era adus mereu în camera de zi să fie împreună cu ceilalți, ca toată familia să-și arate dragostea față de el. Și prin însăși natura noastră avem o deschidere mai mare față de cel care suferă, față de cel bolnav. De aceea orice boală trebuie tratată cu afecțiune și asta va întări familia. Ne va solidifica. Iov a suferit foarte mult, fiindcă în timpul încercării și apoi a bolii lui, toți s-au îndepărtat de el. Și prietenii veneau doar cu acuzații. Zicea el în capitolul 6, și dacă aș fi părăsit frica lui Dumnezeu, dacă sufer, ar fi trebuit să vă fie milă de mine. Deci cel bolnav, suferind, care deja suportă o pedeapsă a Domnului, nu este necesar să-i aplicăm noi o pedeapsă suplimentară, căci noi trebuie să ne depărtăm numai de cel pus sub disciplină și numai după o vreme să ne arătăm dragostea față de el. Dar față de cel bolnav trebuie să ne arătăm dragostea din prima clipă. Cineva, de exemplu, are un accident sau o boală. Este ceva foarte neplăcut ca alții să-l judece sau să nu-l ajute, muncind în locul unei surori care nu poate să-și facă munca, ajutând pe un bărbat sau chiar un coleg care rămâne în urmă cu activitățile. Citeam despre un premiu de generozitate primit de un băiat din Italia, care timp de 7 ani, deci pe toată durata gimnaziului, și-a dus în spate la școală un vecin, un băiat ce era olog. În fiecare dimineață venea, îl lua în cârcă la școală, mai împlinea și alte nevoi și îl aducea acasă. Știți dumneavoastră întâmplarea aceea când un băiat avea în spate un altul, dar mai mare ca el. Și unul străin i-a zis, măi, lasă-l jos, că ți-e greu. Nu mi-e greu, că e frate meu. Pentru că în familie nu se pune doar problema unei slujiri contra cost, ci o slujire în dragoste. Cred că Dumnezeu îngăduie uneori astfel de stări ca să ne formeze pe noi, dacă ar fi tot bucurie și voie bună, nu ne-am dezvoltat bine, am fi ca și plantele care avea numai soare. Dar uneori un necaz, o durere, este o ploaie care face bine dezvoltării noastre. Domnul să-i întărească pe cei care sufăr în vremea aceasta și noi ceilalți să fim alături de ei. Există și cauze externe care pot să se constituie în crize la nivel de familie. De exemplu, o stare spirituală decăzută a unei adunări este foarte negativă pentru o familie. Și aici vă dau ca exemplu și vă rog să vă gândiți la diverse situații în Israel, când după o vreme spirituală bună, de exemplu, după Iosafat, au urmat niște împărați răi, ce s-a ales în familiile acelea? Efect negativ, generații următoare au decăzut. După Iosia, Evlaviosul, din nou au urmat fiii lui și nu s-a mai restabilit situația până la robia babiloneană. De aceea să fim atenți în ce adunare ne creștem copiii. E foarte greu, nu imposibil, dar e foarte greu să ai o familie bună într-o adunare rea. E greu să se ridice copiii deasupra nivelului spiritual al adunării. Domnul a vorbit odată unui lucrător care vroia să se retragă din slujbă și i-a spus, dacă tu nu mai lucrezi pentru casa mea, să știi că și casa ta va fi afectată. Și ulterior, acel lucrător, când și-a dat seama de niște lucruri, a înțeles că familia lui nu va fi afectată doar așa ca o pedeapsă, să zic, fiindcă el n-a vrut să slujească. Și fiindcă răutățându-se starea spirituală a adunării, în mod indirect, asta se va reflecta și asupra familiei lui.
Apoi pot să existe crize în familie datorate societății. Problemele sociale, economice, anarhie, de exemplu, război, sărăcie, foamete, degradare morală sau altele, sunt un pericol pentru familiile noastre. Au fost părinți care au trebuit să-și mute copiii de la o școală la alta. În Statele Unite, de exemplu, unii părinți își educă copiii acasă pentru a-i scăpa de mediul afectat din societate. Iată ce este scris în Plângerea lui Ieremia, capitolul 5, de la versetul 7. Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Robii ne stăpânesc și nimeni nu ne izbăvește din mâinile lor. Ne căutăm pâinea cu primejdia vieții noastre, căci ne amenință sabia în pustie. Au ajuns robi. Și totuși Dumnezeu le-a spus, scrie în Ieremia 29, de la 4 în continuare, acolo unde erau, să zidească case și să se ocupe de familiile lor. Deci nu avem cum să fugim din societate, doar să ne rugăm, cum îndeamnă Pavel în Timotei, să fie o societate mai evlavioasă, să facem ce putem. Dar viața trebuie să continue, să ne păzim neîntinați de lume, dar nu putem să ieșim din lume. Unii s-au retras de-a lungul secolelor la mănăstiri, dar nu te poți retrage cu familia într-o chilie. Trebuie să-ți duci viața mai departe. Domnul să ne ajute să ne păstrăm curați. Și în final, câteva concluzii. Eșecurile din familie trebuiesc asumate cu dreptate și responsabilitate. Nu câștigăm nimic dacă dăm vina unul pe celălalt. Trebuie să recunoaștem înfrângerile și să nu ne fie greu să spunem am greșit, îmi pare rău. Pentru că acestea pot să stopeze rău și să dea un curs ascendent vieții. În Matei 21, Domnul a spus o pildă despre doi fii, la care tata i-a zis celui din tâi, du-te lucrează în via mea, nu mă duc. Și până la urmă, s-a dus. Apoi este o altă pildă, mai amplu redată, a fiului risipitor, Luca 15, de la 11 la 32. A plecat în lume, s-a întors înapoi, a recunoscut, tata a împăcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Dacă au greșit părinții, să recunoască părinții, cum a făcut Iuda, Geneza 38. Dacă au greșit copiii, când se vor trezi, vor recunoaște ei. Pentru că numai așa se poate. Să ne asumăm greșelile. S-a întâmplat cu ani în urmă să fiu nevoit să împac pe doi frați. Și cel apăsat n-avea altă pretenție decât celălalt să-și ceară iertare. Eu am socotit că problema se rezolvă repede, doar cât te costă o frază să o rostești. Dar după o vreme am fost sesizat că nu și-a cerut iertare. Am insistat, am făcut-o a treia oară și atunci era de față soția celui în cauză. Și ea a zâmbit puțin și a zis, frate, nu te mai trudi. Soțul meu nu este în stare să-și ceară iertare nici dacă mai trăiește pe atâta. Niciodată nu și-a cerut iertare, nu obișnuiește. Era un om mai atent, se silea el să nu greșească, dar tot mai greșea. Dacă nu în vorbire, cum zice Iacov. Dar era foarte greu să se plece. Am văzut într-o familie un tabel unde fiecare copil, dacă făcea ceva bine, era punctat cu o bilă albă, de exemplu. Dacă greșea, o bilă neagră. Și am zis părinților, dar de cine ați lăsat două rubrici pentru voi? Voi nu greșiți? Da, da, asta, să nu știe copiii. Bun, dacă ați greșit să nu știe copiii, nu trebuie să știe copiii, dar dacă ați greșit față de ei, treceți-vă și voi în tabel. Le veți da curaj să se mărturisească. Apoi, asta în al doilea rând. Părinții sunt chemați să se roage și să ceară ajutorul și harul Domnului. Noi ne luptăm în numele Domnului. Spre Scriptura, Psalmul 127, versetele 1 și 2, și v-am mai spus la lecțiile anterioare, eu care vă vorbesc nu sunt în postura părintelui desăvârșit. Învățăm împreună și în adunare și cu copiii. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Ne rugăm, cerem ajutorul Domnului și nădăjduim în harul său.
Gândiți-vă la Nemia. Puteți citi acasă capitolele 4 și 5 din cartea sa. Îi sfătuie dregătorul: luptați-vă pentru voi, pentru nevestele voastre, pentru copii. Au pus o strajă. În capitolul 5 sunt descrise diverse stări de nedreptate, sărăcie, probleme prin familie. I-a încurajat. Și în numele Domnului au putut să zidească Ierusalimul, apoi să-și facă fiecare, după posibilități, în Ierusalim sau în prejurim, o casă. Trebuie să știm că beneficiem de ajutorul Domnului. O soră avea multe probleme cu copiii, nu mai știu, pare mi se și rămăsese văduvă, și sărăcie, și muncă, și spiritual. Și povestea unul din copiii ei mai târziu, când a fost întrebat cum a rezistat mama lor. Și a zis: acum înțeleg, avea momente în care era la limită și nu m-a plecat dintre noi, lăsa lucru nefăcut. Se ducea în altă cameră și se ruga și auzam cum strigă la Domnul. Și când venea înapoi, zici că avea și putere de muncă și era alta. Și tot așa, cu rugăciune și prin ajutorul și harul Domnului, vom merge mai departe. Doamne, îndură-te de noi! În al treilea rând, trebuie să acceptăm nevoia de creștere și dezvoltare a copiilor noștri. Noi am vrea dintr-o dată să fie formați, manierați, pocăiți, născuți din nou. Trebuie să înțelegem că e un proces și noi să comunicăm copiilor noștri atenția și grija noastră față de ei. Ei vor crește în siguranță când vor vedea că noi suntem preocupați față de ei și nevoile lor. Trebuie să acordăm copiilor noștri har și adevăr. Prin asta înțeleg har, să ne îndurăm de ei, asta să nu ne audă ei, zice un proverb: nu le arăta copiilor tăi niciodată măselele că dinții ți văd toată ziua. Deci noi avem resurse ascunse pentru ei, destul cât se sesizează ei că tata și mama trece cu vederea. Asta nădejdea că ei sunt în formare, să le acordăm har, dar în același timp adevăr. Despre Domnul Iisus este scris Ioan capitolul 1, versetele 16 și 17, că noi primim har după har, căci harul și adevărul ne-a fost dat prin Domnul Iisus. Dacă încercăm să ne creștem copiii în stilul legii lui Moise, a talionului, cel puțin, dacă noi omorim, îi schinjuim până sunt mari. Dar dacă îi creștem după regimul Domnului Iisus, cu har și adevăr, până când vom ajunge spre plinătate, Dumnezeu va lucra la formarea lor. Doamne, îndură-te de noi și de ei! Deci nu abandonăm procesul. Unii au înregistrat nașterea din nou la 10 ani, după altă trebuie să aștept să treacă de 20. Unii se maturizează repede. Zici că s-ar putea căsători la 17 ani, așa responsabil este, pune seamă pe bani, își respectă orarul, își controlează viața, activitatea, altul. Visător și după 20 de ani, trebuie tata și mama să-i poarte grijă și iar îl înveți. Poate trebuie să procedăm așa ca vulturii, care mai se spune că mai trag câte o blană de dedesubt și lasă pe spin. Îi lasă să zboare, iar întindare, pliară iau. Să înțelegem că și Domnul se îndură de noi și așteaptă să creștem, să ne maturizăm, așa este și în cazul nostru, amin? Și o ultimă idee. În toate crizele, nicio situație nu trebuie minimalizată, dar nici maximizată. Nu trebuie să facem o tragedie dintr-o neascultare a unui copil, dar nici să o trecem cu vederea. Să le tratăm pe toate la dreapta măsură, cu simțiri cumpătate. Cei slabi să fie încurajați și peste toate să lucrăm cu dragoste, ca pentru Domnul. Citesc din Romani 14 și 15 anumite sfaturi care potrivesc bine și la viața de familie. Aici este scris de la versetul 13, să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potihnire sau un blej de păcătuire. Foarte ușor părinții să judece copiii. La ei este bagheta și ei spun când începe piesa și când se termină,
ei pot da cu ciocănelul în masă. Da, scrie în continuare aici, să nu cumva să constituim pentru cei de lângă noi, adică pentru cei slabi, în cazul familiei, copiii, o pricină de cădere, de slăbire. Și apoi foarte frumos scrie din capitolul 15, noi care suntem tari, părinții zic eu, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape în ce este bine în vederea zidirii altora. Și este dat modelul Domnului Hristos. Pentru că în final să fie, așa cum zice în versetul 6, toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Iisus Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Amin.